Tatăl nostru care ești în ceruri, te lăudăm pentru că ni te-ai descoperit, ca să te cunoaștem prin cuvântul tău, care ne-a rămas înscris de mii de ani, pentru noi și copiii noștri. Venim în atenția ta acum pentru că vrem să ne rugăm ție, Doamne, în cât mai multe din situațiile de peste zi, și astfel tu să ne poți descoperi implicarea ta. Această rugăciune este pentru alegerile prezidențiale din 2009, pentru ca să ajungă la putere cei care au cea mai pregătită inimă să țină cont de tine, Doamne. Prin voia ta ajunge un om la conducerea poporului, iar noi suntem liberi să-l alegem. Ne rugăm pentru cei aleși să primească de la tine toată înțelepciunea și umilința, ca să ne servească drept exemplu de responsabilitate și curaj. Să conducă matur și, în primul rând, viața personală și familia, partidul și apoi națiunea română, căci dacă nu știe să-și crească familia integru, cum va putea ghida cu putere și înțelepciune acest popor? Mulțumim pentru că ai menținut pacea în țara tuturor posibilităților, în România. Fiecare națiune care ți-a dat slavă cuvenită, tu ai ridicat-o, iar fiecare civilizație care a legalizat imoralitatea și-a găsit sfârșitul. Te rugăm să ridici bărbați responsabili care să spună nu imoralității și desfrânării și să spună da relațiilor mature în dragoste. Dă-ne motive să te lăudăm pentru felul în care o să ajungi la inimile românilor și astfel vei arăta lucrarea ta în România. Te iubim, dragă Tată Ceresc, și toate acestea ți l-am adus în numele Fiului tău, Iisus, pentru ca gloria să fie a ta. Amin.